În perioada 20-21 iulie, la nivelul județului Brașov, Serviciul Rutier Brașov, împreună cu celelalte formațiuni de poliție rutieră, a organizat și desfășurat activități specifice pe raza de competență. Acțiunea a avut ca scop principal depistarea și sancționarea conducătorilor auto care se află sub influența băuturilor alcoolice și substanțelor psihoactive, precum și prevenirea, depistarea și sancționarea celorlalte abateri de la normele rutiere sau altor acte normative în vigoare. Astfel, polițiștii au controlat aproximativ 3.000 de autovehicule, fiind efectuate 2.732 de teste etilotest și au aplicat 261 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 94.000 de lei pentru încălcarea legii privind circulația pe drumurile publice. De asemenea, polițiștii au retras 10 certificate de înmatriculare și au reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice 74 de permise de conducere, dintre care 46 pentru consumul de băuturi alcoolice. Totodată, în cadrul acțiunii au fost constatate 26 de infracțiuni la regimul circulației pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere sau punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.